este Rata Petrisoara, iar ea este colega mea. Suntem anul întâi la masterul de tehnologii multimedia și astăzi să vorbim puțin despre experiența noastră în dezvoltarea de resurse educaționale deschise. Resursele educaționale deschise sunt materiale educaționale care sunt puse la dispoziția studenților liber pentru a fi folosite, adaptate, distribuite. Resursele educaționale deschise reprezintă orice fel de materiale care sunt concepute pentru învățare, cercetare și, cum spuneam, pot fi folosite de către studenți, profesori sau autodidacți. Acestea pot fi sub formă de cursuri, planuri de lecții, prezentări, materiale audio, text, video sau animații, aplicații multimedia sau chestionare. Primul nostru contact cu resursele educaționale deschise, cum spunea și doamna profesoară, l-am luat anul trecut, când am avut de realizat pentru prima dată un tutorial pentru platforma MindMeter. Acesta l-am realizat atât sub formă de video, cât și text. Ulterior, anul acesta, am repetat această experiență, realizând o analiză a platformei 1-2-3 Form Builder. În continuare, vom vorbi despre pașii pe care am identificat noi ca fiind cei mai importanți în crearea unui OER. Primul este documentarea și cercetarea, apoi realizarea unui scenariu, producția și editarea și ultimul, licențierea și publicarea. Pentru început, este necesară documentarea și cercetarea atât a subiectului ce urmează a fi abordat, cât și a uneltelor care doresc a fi folosite. Pentru început, trebuie identificate uneltele necesare realizării OER-ului și apoi acestea trebuie analizate pentru a înțelege modul în care funcționează acestea. Există mai multe unelte cu care se pot crea OER-uri, printre acestea fiind Camtasia, PowerPoint, Snagit, aplicații de voice recorder sau Doodle. Noi am avut de ales între Camtasia și Snagit și am ales Camtasia deoarece am, cu analiza acestora, am descoperit că aceasta se pliază cel mai bine pe necesitățile noastre. Un al doilea pas important este să te documentezi foarte bine în legătură cu subiectul abordat și să identifici resursele necesare. În continuare, o să vorbesc puțin despre cum poți realiza scenariul. Acesta este unul dintre al doilea pas important. Pentru a realiza acest scenariu, trebuie să te gândești foarte bine ce vrei să transmiți cu OER-ul creat. Pentru noi a fost destul de greu, deoarece am încercat să transmitem foarte multe lucruri într-un timp foarte scurt și am descoperit că a fost o provocare. Pentru început am stabilit ideile principale, iar mai apoi am dezvoltat aceste idei pe baza resurselor identificate anterior. Pe baza ideilor am întocmit materialul text, care mai apoi l-am dezvoltat într-un material video. Am determinat modul în care putem expune vizual ideile dezvoltate și am identificat resursele pentru materialul video. Asta a constat în faptul că am analizat foarte bine aplicația care urma să fie tema noastră și am identificat locurile din site care ne-ar putea fi folositoare pentru realizarea OER-ului. Iar la final am stabilit ordinea scenelor și cum am vrea noi să arate acest OER. Următorul pas a fost producția și editarea. Am început prin înregistrarea video și audio. Eu am făcut înregistrarea video audio cu ajutorul telefonului, iar colega mea Patricia a făcut înregistrarea video cu ajutorul Camtasia, așa cum a spus și ea. Ulterior am creat materiale adiționale, deoarece materialele deja existente pe site nu erau suficiente pentru ceea ce voiam noi. Și următorul pas a fost decuparea și lipirea scenelor. În continuare, evident că a trebuit să și modificăm scenariul în anumite locuri, deoarece ideile noastre de la început nu se mai potriveau cu
ceea ce urma să facem. Următorul pas a fost sincronizarea dintre materialul audio și cel video, ceea ce a fost destul de ușor, deoarece la început am făcut înregistrările video și audio simultan pentru a ne fi mai ușor acest pas. Ulterior am adăugat și animații pentru a oferi un aspect mai interesant materialului și totodată am adăugat și o melodie pe fundal pentru a face totul mai plăcut. Iar la final, evident că am realizat retușuri finale, deoarece în urma revizualizării materialului am descoperit că sunt locuri care nu ne plăceau atât de mult. Ultimul pas este licențierea și publicarea. Alegerea licenței potrivite. Noi am ales licența CC BY, deoarece aceasta ne-a fost sugerată și era foarte... Ia foarte bine pe dorințele noastre, adică folosirea, copierea și redistribuirea materialului în orice format cu citarea autorului, dar fără a fi folosit în scop comercial. În continuare, este necesară determinarea platformelor adecvate materialului realizat și încărcarea resurselor pe platformele alese. O să vă arătăm și materialul nostru, ultimul realizat de anul acesta pentru 1-2-3 Form Builder. Salut! Astăzi vom analiza platforma 1-2-3 Form Builder. Această aplicație web permite crearea de formulare online. Pentru utilizarea aplicației este necesară crearea unui cont și alegerea unui plan de prețuri. 1-2-3 Form Builder este un software de tip freemium, adică poate fi folosit fără plată, dar are mai multe caracteristici avansate care necesită plată. Din dashboard poți crea un formular nou. Există mai multe template-uri din care poți alege. Poți transforma un formular fizic într-un formular online sau poți începe să-ți creezi formularul de la zero. Cu ajutorul funcției drag and drop, poți adăuga elemente din această secțiune și le poți aranja după bunul plac. Din meniul setări se poate specifica cine primește e-mail-uri atunci când se depune un formular. Pentru a extinde puterea datelor colectate, formularul poate fi integrat în mai mult de 30 de aplicații online. Securitatea poate fi asigurată prin setarea unei parole. Se poate seta o limită pentru numărul de înregistrări, se pot configura setări de tip CAPTCHA sau se pot activa filtre de țară care permit selectarea locurilor din care se pot trimite formulare. Pentru a analiza uneltele de creare de formulare, am realizat o comparație între 1-2-3 Form Builder, JotForm, FormStack și TypeForm. Aici puteți vedea principalele caracteristici care diferențiază cele patru platforme. 1-2-3 Form Builder poate fi folosit într-o multitudine de domenii. Unul dintre acestea este educația. Există chiar anumite șabloane oferite de platforma 1-2-3 Form Builder pentru a facilita aceste activități. Acesta este un exemplu de șablon oferit pentru înscrierea la o formă de învățământ. Iar acesta este un exemplu de chestionar de evaluare a aptitudinilor, atât pentru profesori cât și pentru studenți. Totodată, 1-2-3 Form Builder poate fi folosit și în industrii creative. Platforma oferă o multitudine de șabloane care pot fi folosite pentru comercializarea biletelor la diferite activități culturale sau creative sau pentru a colecta feedback în urma proiectelor și activităților. Acestea sunt doar câteva exemple de formulare, utilizatorii având posibilitatea de a crea orice fel de formular doresc. Vă mulțumim pentru vizionare! Cum spunea și colega mea, realizarea materialelor a fost oarecum o provocare pentru noi, pentru că nu aveam foarte multe cunoștințe în acest domeniu, dar în același timp mi s-a părut o experiență plăcută și interesantă, deoarece ne-a ajutat să ne dezvoltăm creativitatea și aptitudinile de cercetare pe o anumită temă. De asemenea, resursele educaționale deschise pot fi un real ajutor pentru oricine dorește să învețe lucruri noi, deoarece sunt gratuite și disponibile pentru oricine. Vă mulțumim pentru atenție și...